Partidele parlamentare au primit subvenții în prima jumătate a acestei luni, în quantum de peste 14 milioane de lei, bani care, în opinia unora, puteau fi folosiți în alte scopuri, mai ales în contextul pandemiei de coronavirus. Șapte partide și-au completat bugetele proprii cu bani chiar de la bugetul de stat, de către Autoritatea Electorală Permanentă. Cele 14 milioane de lei, o sumă consistentă, putem spune, ar fi putut fi folosite pentru sănătate, pensii sau alocații copiilor, care au pus în dificultate actualul executiv încă de la începutul guvernării acestuia. Potrivit site-ului Autorității Electorale Permanente, în prima decadă a acestei luni, cele 14 milioane de lei au fost împărțite după cum urmează. Partidul Social Democrat, 7.104.247 de lei. Partidul Național Liberal, 7.104.247 de lei. Uniunea Salvați România, 52.831 de lei. Partidul Alianța Liberalilor și de democraților, 861.873 de lei. Partidul Mișcarea Populară, 473.774 de lei. Pro-România, 658.019 lei. Partidul Forța Națională, 105.283 de lei. Și Uniunea Națională pentru Progresul României a primit bani de la stat, în quantum de peste 21.607 lei. Astfel spus, un porcoi de bani își împart între ele. Lunar, partidele parlamentare. Oare care nu este neconstituțional și discriminatoriu față de partidele neparlamentare. Mai putem vorbi aici de egalitate de șanse, dar față de societatea românească, cea care are atâtea nevoi pentru pensionari. Pentru sănătate, pentru cei ce trec prin situații dificile, câte lucruri s-ar putea face cu acești bani? A scris pe pagina sa de Facebook Nicolae Matei, fost primar al orașului Năvodari.